Mamma Mia revine în București. Unul dintre cele mai îndrăgite spectacole din lume va avea loc aici, la Sala Palatului, în două reprezentații, pe 30 și 31 octombrie. Din distribuție fac parte nume celebre din lumea artistică românească. Loredana, Horia Brenciu, Ernest Fazekaș, Aurelian Temișan, Anca Țurcașiu, Ana Munteanu, Anca Sigartău, Cornel Ilie și Adrian Nour sunt doar câțiva artiști vibranți și iubiți de publicul din toată țara care vor interpreta rolurile principale în celebra producție. În cele două reprezentații anunțate, artiștii vor dansa și vor cânta alături de spectatori într-o poveste de dragoste romantică, plină de energie, entuziasm, amuzament și culoare. În fiecare zi, în întreaga lume, au loc cel puțin 7 show-uri Mamma Mia!